Pe urmă, hai să mai recunoaștem un lucru, pentru că ar fi incorect să nu o facem. Avem diferențe culturale între modul cum se tratează copiii într-o familie din România și cum se tratează copiii, probabil, din Norvegia. Nu știu cum se tratează. Dar când tu, stat norvegian, ajungi să iei decizii de a lua copiii unei familii în baza a ce-ți spune un copil de 5 ani, investigat de niște șmecheri psihologi ca să afle dacă i-a dat mama sau tata o pălmuță la fund. Deci mi se pare revoltător cazul și statul român trebuie să fie extrem de ferm. Nu este posibil așa ceva sau e de neacceptat, cel puțin în România. Copiii aceia sunt acum cetățeni români, au certificate de naștere emise de autoritatea română, nu pot fi luați. Cum crede o administrație dintr-un minister al copilului din Norvegia. Și aici vor trebui poziții extrem de ferme și nu negocieri. N-ai ce să negociezi aici. Scrie în Constituție că trebuie să-ți aperi cetățenii. Nu este nimic de negociat.